Bună seara și bun găsit la emisiunea Vocii Iașului. Vă pregătim în această seară două interviuri cu scriitori importanți care au fost la Festivalul Internațional de Literatură și Traducere, care a avut loc la Iași la finalul lunii octombrie, între 20 și 27 octombrie. Este vorba despre scriitorul american David Van și scriitorul român Radu Pavel Gheo. Facem acum această mică discuție lămuritoare înainte cu unul dintre cei care au organizat Festivalul Internațional de Literatură și Traducere. Este vorba despre Florin Lăzărescu, scriitor, scenarist și coordonator de promovare al festivalului. Bună seara, seara și bine ați venit! Cum a fost la festival? Cum s-au simțit scriitorii? Și cei străini și cei români? Avem în această seară două interviuri cu străini și foarte mari, foarte, foarte mari de la acest festival, dar s-au depășit acele așteptări. Adică știam că totul trebuie să funcționeze impecabil. Nu ne așteptam să fie o reacție de la prima ediție atât de impresionantă, să zic, atât de pozitivă. Adică oamenii, mai ales cei care au venit din afară, ne-au încântat că au spus că erau oameni cu experiență, oameni care au fost la cele mai mari festivaluri din lume și au spus, băi, ce ați făcut voi aici e de nivelul celor mai mari festivaluri la care am fost de la prima ediție. Noi ne propuneam ca pe la a treia, a patra să obținem reacții de genul acesta. Reacțiile de genul acesta au fost și de la scriitorii români și de la scriitorii străini? La scriitorii români și de la foarte multe mărturii. Chiar eu am făcut un raport preliminar, și m-am ocupat de partea să adun testimonialele, să le pun cap la cap, că toți le știam. Și nu venea mie să cred, oricum citisem pe parcurs câte reacții sunt și de câte ori s-a repetat chestia asta din partea scriitorilor români. Așa ceva nu a existat niciodată în România. Vom vedea și exact ce spune David Van, scriitorul american, în interviu în câteva momente, dar până atunci spuneți-ne ce au spus scriitorii străini despre festival. Cum s-au simțit? Care au fost reacțiile lor ulterioare? Unii dintre ei chiar am văzut că au și scris în presa străină, dar declarațiile în testimoniale pe care le-am văzut, ce au apărut în presă, ce s-a filmat în interviuri scrise, am văzut-o și pe Sally Jones spunând, e incredibil, mă așteptam să vin în Iași, nici nu auzise prea bine de Iași, mă așteptam să vin aici și să văd un festival ok, pentru că avem referințe bune despre organizatori, despre oamenii implicați în proiectul ăsta. Dar nu mă așteptam la nivelul ăsta și am văzut oameni încântați, cred că ăsta e unul dintre marele câștiguri, impresionați de public, de tinerii care au participat acolo. Și așa ca o nostimadă, David Van a fost la revista Ale Cart, care e revistă coordonată de profesori extraordinari de aici din Iași, doar cu ajutorul liceenilor e făcută și, mă rog, liceenii erau pregătiți și au făcut niște recenzii, erau deja traduse în engleză pentru David Van. Omul a fost atât de încântat încât le-a luat autografe liceenilor din Iași. Deci, ceea ce mi se pare un lucru extraordinar. Înseamnă că a simțit un public foarte viu, foarte interesat de literatură. Acest lucru l-au spus scriitorii. Într-un fel, e foarte bine acest lucru. Sunt un fel de ambasadori. Ce au spus cei care organizează festivaluri în alte locuri? Pentru că au fost și din aceștia. Păi, nu știu, la nivelul invitațiilor și nu cred că au fost doar declarații de complezență. Toată lumea a fost încântată și cumva spunând că se aștepta la lucruri bune, dar că a ieșit foarte, foarte bine. Mie mi se pare, nouă ni se pare, organizatorilor, adică nu ne lăsăm îmbătați cu apă rece. Noi știm că nu au funcționat toate lucrurile impecabil. Adică nu ne lăsăm furați de val, dar declarațiile au fost de cel mai înalt nivel, ceea ce pune o presiune foarte mare și pentru edițiile următoare, că trebuie să creștem de la an la an. În edițiile viitoare trebuie să le veți organiza din timp? Adică va fi o planificare mult mai elaborată? Știu că la prima ediție timpul a fost destul de strâns. Depindem din fericire și un pic din păcate zic de Consiliul Județean. Adică măsura în care este aprobat bugetul, că nu te poți apuca, nu știu, nu poți să-l inviți un laureat Nobel, să-l inviți pe Umberto Eco și să-i spui, știi că, uite, te invit de astăzi, că, nu știu, prin aprilie când se aprobă bugetul sau prin martie, când, dacă e aprobat bugetul festivalului, s-ar putea să-și te invităm. Dar avem foarte multe deschideri de anul acesta. De fapt, cred că unul dintre cele mai grele lucruri era să convingi oameni la Iași, că nu-i vorba de bani, că nu-i suficient să ai bani. Oamenii scriitori din afară, pe cei pe care am invitat noi acolo, sunt de un nivel foarte mare, nu vin pentru
toți banii din lume, dacă e așa. Adică ei sunt interesați de o anumită imagine, trebuie să-i atragi cu totul altceva. Și ne-a fost foarte greu la prima ediție. Dar s-au făcut foarte multe deschideri pentru anii următori. Nu pot să divul eu, dar sunt deja vreo 10 nume care s-a discutat pentru ediția de anul următor din vară. Anul, de exemplu, anul viitor va fi în aceeași perioadă. A fost o mică discuție legată de faptul că ar trebui totuși mutat la începutul lunii octombrie. E o problemă legată de vreme, dar e o problemă și de celelalte festivaluri. Nu a fost cazul în acest an. Vremea a fost însorită. Da, dar nu poți conta în fiecare an pe vremea asta, care a fost excelentă. Noi ne gândeam să-l devansăm puțin, dar tot undeva în zona aia, pentru că ține foarte mult de un calendar internațional, cum e un festival internațional de literatură și traducere, ca să ai invitați de marcă, traducători, manageri culturali, scriitori, trebuie să fii foarte atent să nu se suprapună, nu știu, cu Frankfurtul, cu... Și e foarte greu să găsești un loc liber în Așteptăm program. Noutăți și în direcția aceasta. Haideți să urmărim interviul cu scriitorul american David Venn și revenim după aceea în partea a doua emisiunii. Cum vă simțiți la Iași? Cum vă simțiți în România și cum vă simțiți aici la acest festival internațional de literatură și traducere din Iași? Well, I'm very excited to be here. This is my first time in Romania and I think this festival is amazing. It's in its first year, but it's already so well organized with really big, well-attended events that are beautifully done. I had one yesterday with high school students from three high schools who had actually written a criticism of my book and talked about it and was in conversation with another author, and then there was really impressive music afterwards, like young talented musicians. So I really was kind of blown away. It was an event unlike any I'd had in the probably 50 or 60 festivals in other countries, and so well done for the first year. And I've been lucky with great weather here and have enjoyed walking around in the evenings with everything lit up in Iași, beautiful architecture and people enjoying strolling. And I want to see a lot more of the country. I want to come back because this is only, you know, one small taste, one city. So I'd like to travel all over and go to the Black Sea also. And, you know, I'm curious. Care a fost reacția sau cum vi s-a părut reacția spectatorilor, celor cu care ați intrat în dialog, publicului, de fapt, la acest festival? It was a really warm audience yesterday, very friendly and laughing and coming up and talking with me afterward. And my first book is Legend of a Suicide. It has my father's suicide in the background. And suicide bereavement is really similar across cultures all around the world. I found that people come up to me afterwards and have experienced the same things, have the same kind of reactions and legacies afterward, like the shame right afterward and anger and guilt. And, you know, we all kind of go through the same stages, even if we grow up in completely different cultures with different histories. It turns out those basic family relationships that make us put similar kinds of pressures on us, and we can actually connect and relate very easily. Like, I found a reader in Croatia who was the best reader for my book, better than any American. You know, I was very surprised by that. But now I've been experiencing that more and more. So it was no surprise to me yesterday that I felt like I could really talk with the people who are coming up afterwards and talking about the book. When I first was writing about my father's suicide, I'd write about the day we found out he died. So everyone on the first page is just crying and running around. And it's terrible. No one can possibly read that. Fiction is indirect. Literature is indirect. So the emotion has to be earned. Fictional world is built up through physical details, through what's done and what's said. And usually the emotions are all very muted. And that leaves the chance for the reader to have an emotion. If the writer is very messy on the page and has lots of emotions, then the reader often is cold and feels nothing. So the writer has to get out of the way and let the reader experienced the situation, the enormity of the situation. Un scriitor trebuie să experimenteze foarte mult și să aibă o paletă foarte largă de sentimente, astfel încât totuși să le poată transcrie într-un mod indirect, cum spuneți. Yeah, I do think that there's something real that happens in fiction, that there's a transformation by the unconscious on the page that makes events somewhat strange and reveals what's happening in the characters. I have no plan or outline what I'm writing.
And I'm surprised each day what happens. And so I do feel things as I'm writing the book. Like toward the end of the book, since I write tragedies, there are days that I cry from what happens. And I think that a reader will only feel what the writer felt. I don't think it can be faked. I think that if the writer is cold and feels nothing really as they go through, then probably there's nothing in there. There's nothing alive and it won't communicate to a reader. So I do actually think that that a writer has to go through, has to suffer his book in a way for the reader to be able to suffer it also. Cum trebuie să fie un bun cititor? I think Americans offer the portrait of the very worst readers. Americans want to feel good after reading a book and they want to like all the characters. You know, they want like a happy Disney version. And that obliterates 2,500 years of Western literary culture. Almost no works can stand up to that particular demand. I think that what's supposed to happen in Greek tragedy, which is what I write, you know, going back 2,500 years, is that we see a family relationship put under pressure until the characters break. It's a hard moment. And when they break, they're revealed. And we think about ourselves. We think about our goodness and we think about our badness. What the Greeks were writing about was why we hurt the people we love, like why it is that we act unconsciously and out of control. And when we read a tragedy, we're participating in that. We're investigating that mystery of how is it that we could hurt the people that we love? How is it that we could live our lives in that out of control sort of way? And that's the satisfaction, is that we experience that. We have a kind of catharsis. The fictional world is a kind of safe demon land where we can think about our badness and feel it. And then we can feel a relief because it's safe. In that fictional world, it's meaningful, it's coherent, it's contained. And so I really like a little immersion in hell each day, essentially, in writing tragedy, and I hope to offer the reader that too. You know, after I spend my hour and a half in the morning writing, and in that kind of intense moment, then the rest of the day feels fine. You know, anything can happen. I feel good. I think there's a tremendous relief. I think Americans are wrong that reading tragedy is depressing. I think it's fundamentally reassuring. Este o întrebare probabil la care fiecare autor încearcă să răspundă și aceea se exprimă simplu chiar așa. De ce scriu? De ce trebuie să scriu? You know, it's funny, it's a question I've never asked. Because I was doing it from when I was a kid. I was writing all of our hunting and fishing stories, and it just seemed that, of course, I would write. Like, oh, always. It's always what I've cared about. It's the only thing I've really cared about. I've always understood that even though I love my wife and have been with her for 15 years and I love my family and, you know, love my sister and my uncle, that I actually don't care about any of them or myself or anything compared to writing. It's all I care about. Like writing a good book, something that's beautiful, is actually the only thing I care about. And it's been that way my whole life. So there's no why, because there would just be no life without the writing. În acest caz nu pot să nu vă întreb ce este literatura. Pentru dumneavoastră, ce înseamnă literatura? For me, it's essentially my religious practice. I wanted to believe in God, and I couldn't. But I think we need to believe in God or have some kind of religion or something like it. And it needs to be a daily immersion, a daily involvement. And so every morning I write for an hour and a half or 2 hours. And it's a kind of meditation or prayer, and that I'm reading the 20 or 30 pages, the last pages in the book, and trying to focus my mind during that time. And then I write my new page, and that's a contact with mystery and the unconscious. I have no plan, I don't know what the page will be, and it surprises me. And in those moments of surprise, I understand new things about myself, my family, about, you know, what I think about the world I live in. It's a moment of contact, a kind of intimacy that I feel like I really need. And then, and it's private. And then when that's done, I just feel fine with whatever happens for the rest of the day. So for me, it's the core and center of my life and my replacement for religion. And it's a contact with the unconscious and transformations each day. Dacă literatura înseamnă atât de mult pentru dumneavoastră, cum puteți să vă explicați că literatura nu înseamnă nimic pentru o mare parte din populație? I like the question. It's half of Americans don't read even one book all year. So they obviously think that what I'm doing is entirely worthless. And the other half, there's probably only a fraction of 1% of those who think that literature means anything at all.
I mean, we really do live in a world in which money is king. You know, most people think that money is what life is about, and literature takes a very far distant backseat to that. But that's fine. The thing is that everyone participates in stories whether they think they do or not. The truth is that every day in our mind we're telling a story of ourselves. You know, here's me going through the day, and I have these relationships, and this is what's important in my life, and we're actually telling stories constantly, and we can't stop doing it. So everyone's participating in the same thing. They're just not realizing that they're doing it so much. Care sunt interesele dumneavoastră în ceea ce privește literatura românească? Yeah, I teach in England with a poet whose his heritage is from Romania. He ended up growing up in a few different places, but ended up in England. And so I've read his book of poetry that has Romanian phrases in it and bits of cultural history and such. And I'm interested in the longer, the ancient history also, because I've written a novel about Medea sailing through the Black Sea and coming near this region, interested in Dacians. And so I'm hoping to do more reading now, actually. And at this festival, I've met several Romanian authors who seemed really interesting and who have managed to get translated into English, which is really difficult because we have a terrible translation market in English. We don't translate enough authors from other parts of the world. Like, Americans honestly don't care about the rest of the world and don't translate the works very much from other places. And so we don't have much opportunity to read. And in our classes, like in university, we never read any Romanian authors. So to me, the most wonderful gift about coming to a festival like this is it gives me a chance to meet a bunch of Romanian authors, and when I was in Croatia, I met a bunch of Croatian authors, and in Ubud, I met, you know, Indonesian authors, and then I don't read everyone, but I end up going home and reading a couple, and so I get some sense of what that literature is, and then sometimes I have longer residencies. I was in Amsterdam for 6 weeks, so I read half a dozen Dutch authors and met probably a dozen more, and we'll keep reading them. And it's really nice to see each literature has a different sense of humor and a different sense of history and self. And you know, I think there's something wonderful about that. So after leaving this festival, I'll be reading more of, you know, contemporary Romanian authors. Credeți în talent sau în faptul că un scriitor poate fi format? Well, I've taught probably 80 courses at universities teaching creative writing, so I can say for sure that you can't teach talent or teach someone to be a great writer or produce something great. Shakespeare has a play, The Tempest, in which he puts on a perfect play. It has a supernatural director, supernatural actors, but some of the audience can't be reached because there's nothing in them to reach. And it's like that with teaching also. You can try your best, and I can teach everyone to be a more careful reader and to understand language and style better. And that's what I teach, really. But some of those students will really surprise me, where they find the right material and they have an interesting voice, an interesting vision, and they're compelled to write. You know, they really want to write. And it's really exciting to see them do works that become published books. But that doesn't happen with everyone, and I can't make it happen in someone where it's not happening. Dacă vine cineva la dumneavoastră și vă întreabă sau vă roagă, aș dori să încep să citesc literatură mai mult, cu ce ar trebui să încep? Cum ar trebui să fac? My favorite living writer is Gabriel Garcia Marquez, so I'd recommend him first. I'd recommend reading the short stories that lead up to Arendera, the novella. That's a fantastic collection where the stories all build and connect with each other, and it's an amazing vision. He has a very extreme vision. He's friends with Castro, has a Marxist, very anti-American, anti-church kind of view, and he was a journalist. And he transforms cultural myths and stories and places and characters into a kind of dream, you know, into magical realism. So that's my favorite. After that, for American writers, I really recommend Marilyn Robinson and Annie Proulx and Cormac McCarthy. And Cormac McCarthy's Blood Meridian, I think, is the greatest American novel. I really recommend that. It's very violent, but it's absolutely beautiful in every sentence. But there are so many writers who are great from so many countries. You know, I mean, if you're interested in literature, the great thing is that it's a lifelong interest. It's not something you know, run through within a year. Când vă întoarceți ori în Anglia, ori în Statele Unite și vă întreabă cineva cum a fost la Festivalul de Literatură de la Iași, comparați cu ceva? Well, in America,
this festival that you have is better than any festival in America. It's embarrassing to admit that about America, that we don't have a lot of great festivals that are open to the public and invite in schools and you know, general audience, and that are this well organized with an interest in international writers pulling from other countries. But the truth is, we don't have it. We don't do it. We have a couple of festivals that have American writers where the audience can come, but most of them are trade shows. You know, everything in America is reduced. It's all about dollars. And so the trade shows, it's where the booksellers meet the publishers, but who cares about the general reading public, because we kind of don't have a reading public. So in the UK, they do have a lot of wonderful festivals, and they're huge, where they have many writers coming through. But I think that the event I had with the high school students was really so impressive, and what I'll be telling them is that I think it's nice if festivals can do a better outreach to schools and have partnerships. You know, with that literary magazine that's working, a la carte, that's working with the high school students. I think there's something to learn from that. I think already in the first year, there's something happening here that was new and unique that I hadn't seen, that I think other festivals could benefit from. Cum sunt prietenii dumneavoastră? Sunt cititori de literatură, iubitori de literatură, scriitori? Well, the truth is, I travel around so much, I kind of don't have friends. It's a little embarrassing. I spend 5 or 6 months in New Zealand, so I have very nice friends there, but then I don't see them for 6 or 7 months. And I have friends in London when I'm there. My friends in London are writers and journalists. My friends in New Zealand are, none of them are writers and journalists. They're musicians and people who run bed and breakfasts and farmers. You know, so in Turkey, I have friends like the marina manager at where I keep my boat in Turkey, I go to dinner with and such, and have met Turkish diplomats and occasionally like see them because of friends I have in Geneva who are diplomats. And so that's very strange to hang out with diplomats because I feel like I have nothing in common. You know, they're very smart and slick and well-educated. So it's kind of fun to have friends from a lot of different kinds of jobs and areas of the world, but I do sometimes, my wife and I feel a little bit lonely, like somehow by traveling so much we've missed that wonderful thing that a lot of people have of a community of friends and family in one place where they see people all the time and they have that kind of depth of a friendship. I have, most of my friends are on Skype. Care credeți că sunt valorile pentru care nu ar trebui să renunțăm niciodată, indiferent că suntem iubitori de literatură sau orice, ca oameni? I have to admit that I think writers are not very strong in morality and ethics. That we don't really offer a firm ground in morality or ethics, because really we're looking for transformations and what happens on the page and the kind of explosions in relationships between people, and we have to be willing to follow those wherever they'll go, including to ugly places, to things which are not admirable. And so I think a writer is the worst person to ask about what we should value or what our morality or ethics should be, because really we're people with no solid ground anywhere, you know? I mean, I hope, of course, that people will always read literature and be willing to be self-critical. I think America's great fault is that it can't criticize itself, that it believes its own lies, that Americans believe that they're good and the American military is good and that Americans are good environmental citizens and big corporations are here to help us and guns make us safer in our homes. That's a huge fault to believe those enormous lies. And I hope that other places that are better at being more self-critical will never lose that, that we'll have a debate and a dialogue where we think about our badness and we think about our faults and not just our goodnesses. So I think a literature festival like this is great because it spurs dialogue and debate and thinking about who we are and who we are in relation to the rest of the world also. Din punctul dumneavoastră de vedere, există o legătură între literatură și politică? All literature is inevitably political, that it's impossible to escape it. Even when I write about the landscape in Alaska, the fact that I'm not writing a romantic version of the landscape, and so not in line with Americans' belief of the wilderness as a kind of bank of their goodness, and that if they were tested in the wilderness, they would find their resourcefulness and they would find a way to make it all happen. The fact that I'm not writing that I'm writing the wilderness as a kind of mirror of what's inside, and so if what's inside is terrible, then what's outside is terrible and magnified also. That makes my books anti-American, just by being that. And so you can't escape politics, really, because fiction is always about vision, about how we see ourselves and others in the world. And a vision is always
necessarily political. It shows our background, wherever we come from, the kind of assumptions, kind of relationships. And it turns out my vision has been consistently anti-American, which is kind of a bummer because that's where I come from. But it turns out that's where all my books have headed. Există autori la care să reveniți des, în special în momentele în care simțiți că vă este dificil să vă concentrați, să aveți inspirație? Yeah, I think that rereading is a very important part of writing. And Blood Meridian by Cormac McCarthy, I've read 6 times now in full, plus parts of it, many, you know, hundreds of other times. And I just reread Melville's Moby Dick, and I'm translating Beowulf, working on it every day. So it's a 3,000-line poem from, you know, 1,400 years ago, and it's the immersion in that language and that mind is important. That mind from more than 1,000 years ago sees the world more directly in chunks of content, not as mediated by grammar. And it's before we had Latin come into our language. We have a double language in English. So I think that rereading and ingesting works is how literary influence works, that we end up finding something in that writer's voice, and that becomes some part of ours because we keep rereading. So it's not enough to read books just once. Am revenit la Vocile Iașului, am văzut în prima parte a emisiunii un interviu cu scriitorul american David Venn. Discutăm în continuare cu Florin Lăzărescu, scriitor și scenarist, coordonator promovare la Festivalul Internațional de Literatură și Traducere, care a avut loc la Iași în perioada 23-27 octombrie. În câteva momente pregătim cel de-al doilea interviu cu un scriitor român de această dată. Este vorba despre Radu Pavel Gheu, care are legături strânse chiar cu orașul Iași. Are legături, da, e căsătorit cu Iașanca, a stat în Iași. De altfel, noi ne cunoaștem, nu știu, pe vremea când ne-am încrucișat pe la revista Timpul, lucram împreună. A lucrat aici. Timpul. Are legătură și cu scriitori înainte, cu David Venn, că a stat vreo câțiva ani și în America. Chiar e o carte care a fost un bestseller și știu că e reeditată luna asta, dacă nu mă șel. Adio, adio, patria mea, cu Udina. E experiența lui americană, a câștigat la loteria vizelor, a fost în America, a devenit, dacă nu mă înșel, cetățean american, după care s-a întors acasă pentru că era mai bine acasă. E o poveste care cred că le place foarte mult, le-ar plăcea foarte mult românilor care nu știu. Iar acum stă, e stabilit în Timișoara. E în Timișoara, da. Nu mai este, nu a revenit în Iași. Este o poveste într-adevăr foarte complicată, cum a explicat-o pe larg în acea carte și nu numai în carte, și în numeroase interviuri sau articole. Radu Pavel Gheu, vom vedea și în interviu de asemenea câteva elemente de acest tip. Scriitorii români s-au simțit foarte bine, ne spuneai. Cum a fost cu cei care erau foarte apropiați? Păi cum era Radu Pavel Gheu? Cunoscuți foarte, foarte apropiați, foarte bine cunoscuți de voi. Noi am căutat, în general, să ne ferim să fie asocierea, că ne-am invitat prieteni și, de altfel, cine observă lista, să se dă seama că sunt oameni din toate generațiile, reprezentând toate vârstele. Radu Pavel Gheu e un scriitor faimos. Eu vreau să spun că el a contribuit într-un mod indirect, așa, și la apariția colecției Ego Proză, dedicată publicării tinerilor scriitori români. Poliromul nu publica foarte mulți autori tineri, cred că erau vreo 10 în toată istoria Poliromului înainte de 2003. Și a fost acea campanie. Așa. Și nu, cartea asta a lui Gheo, printre alte 2-3 titluri publicate de Polirom cu autori tineri, oameni publicați de drag, au cărți foarte bune, dar cu ca un risc asumat. Domnule, nu o să se vândă, asta e. S-au vândut cartea lui Gheo, țin minte că s-a făcut la câteva luni un nou tiraj, ceea ce pentru un autor român era extraordinar. Un autor tânăr român a fost extraordinar. Și atunci asta a încurajat editura, a văzut că se poate merge pe mâna tinerilor scriitori. Gheo a contribuit foarte mult. Eu știu discuția, lucram în Polirom în perioada respectivă, din interior. Cartea lui Gheo, despre care vorbim, a contribuit foarte mult, adică a fost un argument foarte puternic pentru a înființa o colecție dedicată autorilor români tineri, să descoperim noi valori, cum era Gheo atunci. Dar Gheo, între timp, e un autor foarte cunoscut și eseistică și de proză, vreau să spun. Și a fost, nu mai vorbesc campanie. Că e un traducător. Da, adică nu e nicio surpriză că Radu Pavel Gheo a fost în festivalul ăsta. De altfel, unul dintre criteriile noastre pentru selecția autorilor români era
să fi fost invitați măcar la 3-4 festivaluri internaționale anteriori, adică nu prima dată au venit ei la Iași, i-am chemat de aici. Și toți, deci tot, unul din criteriu a fost acesta. Da, toți românii au mai fost, adică oameni care sunt traduși în străinătate, oameni care sunt traduși în străinătate și care au mai fost invitați și în alte părți, adică... Și ultimul său roman, Noapte bună copii, foarte premiat, dar vom concluziona poate cu ceva despre acest roman. Haideți să urmărim acest interviu realizat la Festivalul Internațional de Literatură și Traducere cu scriitorul Radu Pavel Gheu. Care sunt primele dumneavoastră impresii de la Festivalul Internațional de Literatură și Traducere? Este prima ediție. Cum vi se pare până acum? Primele mele impresii sunt deja destul de multe, pentru că eu chiar am venit cu o zi înainte, cu o zi și jumătate înainte de începutul festivalului. Și cum sunt, da, mie îmi place să zic că pe jumătate și an, deși e mai puțin, am stat vreo 3 ani și jumătate aici și cunoscându-i din epoca respectivă, de la începutul anilor 2000, pe Dan Lungu, pe Luci Teodorovici, pe Cornilo Zărescu, primul lucru pe care l-am făcut a fost să mă duc la ei cumva în culisele festivalului, să văd cum... eram curios să văd care e munca de organizare și ce reprezintă din spatele, nu a cortinei, ci chiar a decorurilor, ce reprezintă Filitu. Și am văzut acolo o cantitate de muncă extraordinară. Și organizare, am văzut organizare, deci se vedea că oamenii ăștia au pus la punct un mecanism și că lucrează foarte bine și după aceea... Ați aruncat o privire în bucătărie mai întâi. Da, cam așa ar veni. Și după aceea am venit la festival, sunt deja la treia zi și am văzut cum merg lucrurile în funcție de ceea ce au organizat ei și mi se pare că, fiind prima ediție, de obicei te aștepți la poticnel, dar în afară de accidentele inevitabile, cum a fost îmbolnăvirea Herte Müller, care nu țin neapărat de organizare sau de ceea ce reprezintă festivalul în sine. Mi s-a părut o organizare extraordinară, o mobilizare și a echipelor, echipe de coordonare, a organizatorilor, a echipelor de voluntari. Am fost uimit când am aflat cât de mulți voluntari voiau să vină față de cei care au venit ca să participe la Filit. Și apoi de numărul de... să zic, spectatori, de publicul care a venit aici sau la întâlniri organizate în diverse locuri din Iași. Deci, cred că prima ediție a pornit, clișeul spune, cu dreptul. A pornit așa, în fanfar, să zicem, și e un lucru care pe mine mă încântă. Acum, ca fost ieșean, ca scriitor și ca iubitor al culturii, așa, implicat, dar totuși iubitor al culturii. Este un aspect important acesta al traducerilor în întregul festival? E o componentă pe care organizatorii au gândit-o foarte bine. Nu cred că s-a mai făcut până acum așa ceva la noi în România și este importantă. Este importantă pentru că, pe de o parte, pune în contact traducătorii cu scriitorii. Unii dintre noi mai cunoșteam unii traducători. Dar tot era cumva dezorganizat așa, fiecare știe un traducător sau doi, i-a întâlnit pe la târguri de carte în străinătate. Pe când aici există o echipă de traducători, toți au tradus din românești, toți sunt remarcabili și se vede și prin faptul că noi practic conversăm în română cu ei. Adică e deja vorba de un festival românesc, chiar dacă traducătorii sunt veniți din diverse țări. Și dincolo de întâlnirea între traducători și scriitori, este și întâlnirea între traducători între ei înșiși, pentru că în afară de întâlnirile virtuale, există forumuri ale traducătorilor de limba română în care ei comunică și își transmit informații legate de scriitori, de dificultăți de traducere și așa mai departe. Aici au ocazia să discute față în față, să se întâlnească și cu publicul, ceea ce e interesant. Vreau să întreb un lucru. Cam toată lumea este de acord că este foarte important acest festival, că este bine pregătit, din toți cei care am discutat până acum. Și acest lucru se întâmplă cu toți cei din acest câmp al literaturii, pentru ceilalți care nu sunt mai familiarizați. Cum am putea să le explicăm cam cât este de important, astfel cât să realizeze același lucru, importanța unui festival internațional de literatură la Iași și bine organizat?
deși de obicei cantitate nu înseamnă calitate, de data asta cred că totuși că putem spune liniștiți, cantitatea înseamnă calitate. Au fost invitați, din câte știu eu, peste 100 de oameni din zona culturii. Nu zic personalități pentru că am tot termenul se folosește acum unde vrei și unde nu vrei, dar sunt scriitorii, dacă vă uitați pe listă, scriitori importanți din România sunt sau înțeles vor fi invitați la următoarele ediții. Deci niciunul dintre scriitorii români prezenți aici, cei pe care îi cunosc, adică totuși cunosc literatura română mai bine, niciunul dintre ei nu este un scriitor pe care, mergând până la, să zicem, istorici literari chiar, nu vorbesc de critic, numai de critică, niciunul dintre ei n-ar putea să fie ignorat de o istorie a literaturii române contemporane. Deci toți sunt autori de vârf. Până și organizatorii sunt autori de vârf, adică, da, ziceam Dan Lungu, Luci Teodorovici, Florin Lăzărescu, Florin Irimia. Apoi, autorii străini. Sunt și ei selectați, tot așa, în biografiile lor se vede. Nu aș putea spune acum că știu foarte multe despre fiecare, dar toți sunt autori importanți în țările de unde vin. Iar despre traducători, acum ce să mai spunem? În momentul în care vezi că au tradus autori importanți din România în, știu, în Olanda, în Franța, în Germania, imediat îți dai seama că totuși sunt oameni care, de fapt, creează punțile între literatura română, o literatură mică, acum trebuie să o recunoaștem, și culturile mari. Cum se asortează acest festival cu orașul Iași? Și mă întreb din această perspectivă și culturală, dar și aceea pe care ați amintit-o, că ați stat în Iași suficient de mult timp, aproape 4 ani. Așa, simplu spus și direct, este cel mai potrivit loc pentru un festival de literatură de această amploare. Pentru că, istoric, e, și ăsta e un clișeu, că Iași este capitala literaturii române, dar clișeul ăsta are acoperire în realitate. De 150 de ani, cel puțin, Iași dă tot timpul valori care nu sunt neapărat originare din Iași. Acum, dacă ne gândim la Junimea, tot timpul ne gândim și la Eminescu și la Creangă, dar și la Caragiale, care este asociat cu Junimea. E și vorba de un fel de validare, cum se merge în pelerinaj la Ierusalim sau în Hagi Aleq la Meca. Scriitorul merge la Iași cumva ca să fie validat. Iași are o componentă literară, așa cum alte centri urbane, să zicem, au un alt specific. Nu zic că literatură bună nu se face și în alte părți. Nu zic că în București nu sunt scriitori importanți, pentru că în București sunt cei mai mulți scriitori, pentru că e de 10 ori mai mare decât oricare alt oraș din România. Dar în mintea noastră, și nu nejustificat, Iași este asociat cu literatura română. Așa că nu exista un loc mai bun pentru a face un festival de anvergura asta. La ce anume ne folosește nouă tuturor ficțiunea? Ce facem cu ea? Sunt multe alte probleme pe care le avem pe cap, de exemplu. Pentru cei, iarăși, e o întrebare pentru cei care nu sunt foarte familiari cu domeniul literar. Care nu... Asta e și o întrebare foarte grea și e o întrebare grea și pentru cei care sunt familiari cu domeniul literar. Eu acum, din postura de prozator, trag turta pe spuza mea. Vă rog. Oamenii au oamenii au avut și au nevoie în continuare de povești. Poveștile se spun în diverse forme. La ora actuală probabil că poveștile sunt mai ușor de digerat, să spunem, în forma cinematografică, a artelor vizuale. Dar există și un farmec al poveștilor spuse pe hârtie. Și atâta timp cât va mai fi nevoie de poveste, adică bănuiesc cât va exista specia umană, va fi nevoie și de, cel puțin, de proză. Poezia, acum, ca să nu neglijez acest aspect, ține totuși de resorturile cele mai intime ale ființei umane. Toți suntem sau am fost poetici într-un moment sau altul, într-o formă sau alta, și cititorii de poezie, deși sunt mai puțini,
sunt cumva mai, să zicem, mai rafinați, mai țin de o anumită elită a consumului de literatură. Nu-mi place acum cuvântul ăsta, consum de literatură, că e ca și cum ai consuma o conservă. Dar, da, e mai ușor de înțeles. Dar oamenii au nevoie de ficțiune pentru că au nevoie de povești, au nevoie de... Dar această nevoie de poveste, de unde vine? Asta nu știu. Cred că deci explicația n-aș putea să dau, dar pot să spun sigur că și omul din peșteră, când se aduna cu tovarășii lui după o vânătoare, simțea nevoia măcar să spună cum a fost vânătoarea. Bănesc că simțea nevoia și să înfrumuseseze lucrurile, să facă, nu știu, bizonul pe care l-a vânat cu jumătate de metru mai înalt. Cred că de acolo s-a născut ficțiunea. Și de atunci până acum oamenii au povestit întotdeauna și au avut nevoie de povestitori, de oameni care să le spună, să ducă într-o altă lume sau să le arate, să le relateze ceva care fie că era legat de realitatea în care trăiau, fie că era dintr-o altă realitate, relua ceva cu action, să zic așa, ca într-un film. Sunt opinii diverse în legătură cu statutul scriitorului și cum ar trebui sau cum este el în realitate. Este un lup singuratic, adică creează în singurătate, sau este un personaj, iată, sociabil, care se întâlnește sau participă la diverse întâlniri cu publicul la festivaluri internaționale de literatură? E și. Știu că la un moment dat, când vorbea strict de actul scrisului, un prozator american de proză, se zice de consum, Stephen King, e de consum, dar este de bună calitate, deci proză de consum de calitate, dar el are o carte despre scris, se vorbește acum peste tot de scriere creativă, de creative writing, are el o carte exact despre scris, a fost tradusă și în română. Și acolo, la un moment dat, spune așa simplu, că proza se scrie cu ușa închisă, deci în singurătate, și dar de citit se citește cu ușa larg deschisă, adică pentru public. Deci după ce ți-ai terminat opera, eu cred că și opera și cartea, dar zic, opera sunt prea pretențios, dar cartea și scriitorul trebuie să se întoarcă spre public, pentru că el comunică cu oamenii. Din lume își ia creația, acolo este izvorul ei și tot spre lume trebuie să se întoarcă și el, pentru că nu trăiește în izolare ca om, ca ființă individuală. Și el trebuie să, el simte nevoia să comunice și nu comunică numai prin carte, comunică și cum facem noi acum, prin interviuri, prin întâlniri cu cititorii, prin întâlniri cu oameni în general. Asta ține și de o nevoie, nu neapărat de un program al scriitorului. Scriitorul trebuie să fie așa, scriitorul trebuie să fie așa. Ține de nevoia ființei umane, în general. Probabil v-ați întrebat și dumneavoastră, sau ați fost întrebat, ce înseamnă să fii scriitor. Eu v-aș întreba ce înseamnă să fii un cititor. Cum vă imaginați sau cum vă doriți să fie un cititor al propriilor cărți, dar nu numai al propriilor cărți? Și cum sunteți dumneavoastră ca cititor? Cum vă întâlniți cu o carte? Ce așteptați de la ea? Sunt așteptări sau nu? Sunt cerințe? Eu nici nu știu că zic din păcate sau din fericire. Am făcut facultate de litere și am învățat să citesc cumva profesionist, să caut interpretări, diverse structuri în text. Cumva mi-am pierdut ochiul ăla inocent al cititorului din perioada adolescenței, când citeam numai de plăcerea de a citi, de a fi acaparat ori de o poveste, ori de un personaj, ori de un anumit tip de frază. Cred că cititorul ideal sau cititorul pe care mi l-aș dori eu, aș vrea să fie undeva la mijloc. Adică să aibă și puțină inocență, dar în același timp să recunoască și trucuri câteva ale scriitorilor. Dar cu un accent mai mare pe inocență, pe plăcerea de a citi pur și simplu, fără a căuta, nu știu, într-un personaj o reprezentare simbolică, indiferent ce, într-un anumit eveniment, o trimitere la nu știu ce alt eveniment din mitologie, și să citească cu plăcere și cu bucurie. Și ca pe o poveste. Da, și dacă după aceea există niște dedesubturi, că există, scriitorul întotdeauna își construiește foarte bine
cărțile și ascunde unele lucruri, chiar din plăcerea de a, plăcerea pe care o anticipează la cititor, plăcerea aia de a descoperi a cititorului, ca la vânătorii de comori. Ei, chiar când face chestia asta, o face cu aceeași plăcere pe care și-o dorește și la cititor. E bine, atunci ce înseamnă a reciti o carte? Și când trebuie să intervină recitirea, relectura? Eu sunt de părere că în general literatura bună este literatura care se poate reciti. Încerc să scriu așa cărți pe care la relectură cititorul să le citească ca și cum ar fi nu neapărat ceva nou, dar de fiecare dată să descopere ceva nou sau să-ți dea plăcerea reîntâlnirii cu un lucru care te-a vrăjit odinioară. La un moment dat vorbeam cu câțiva prieteni despre cărțile care se lasă prin aeroporturi, cărțile lăsate prin autobuz. Acelea sunt cărți de o singură lectură. Nu neg nici necesitatea sau valoarea literaturii de consum. Când se citește, orice scriitor zice că e bine să citească măcar, indiferent ce carte s-ar citi. Dar asta e, deci, fapt, un fel de selecție primitivă a cărților. În momentul în care un cititor a citit cartea și a lăsat-o în aeroport sau în autobuz sau pe tren, înseamnă că a fost satisfăcut cu lectura respectivă și nu cere mai mult de la cartea aia. Și atunci, în momentul în care simțiți că, sau cineva ar trebui să simtă că ar vrea să revină la acea carte, înseamnă că e neapărat o carte care ar fi foarte bună? Că e o carte mai bună un pic, sau că oferă mai mult. Sunt cărți pe care le recitești de 10-15 ori și la vârste diferite, pentru că și asta contează, că perspectiva se schimbă, dar cărți pe care le-ai citit la 20 de ani, la 25 ți se par altfel și mai descoperi ceva, la 30 se par altfel și mai descoperi ceva. Alea sunt într-adevăr cărți foarte bune, cărți indispensabile, zic eu acum așa, nu întru tot obiectiv, dar da. Dumneavoastră, de ce scrieți? Este o întrebare și simplă, dar în același timp cred și complicată. Sunt foarte multe cărți, enorm de multe cărți. Da, nu avem timp toată viața să le citim nici măcar pe cele mai reușite dintre ele, dacă facem o sumă foarte largă. De ce avem nevoie în continuare de alte cărți, alte cărți? De ce scriem? Eu zic că cei care scriu simt și nevoia să scrie. Adică noi tot timpul ne gândim la cititor, dar pentru că vrem să comunicăm, să ne transmitem mesajul, să ne spunem povestea, să fermecăm, să seducem. Scrisul e și un act de seducție, așa de la distanță, pentru că, din păcate, scriitorul nu vede cititorul pe care l-a sedus și nici nu dă seama dacă l-a sedus. Dar e o nevoie interioară. Adică, cred că scriu și scriitori buni, scriu și scriitori slabi, pentru că aici e ceva care leagă toți oamenii care au această dorință de a scrie. E o dorință comună care nici măcar nu ține neapărat de valoarea scrisului. Deci cei care se apucă să scrie o fac pentru că își doresc să scrie. E, nu, să zic, predestinare sună prea pretențios. E pur și simplu, face parte din felul în care ni s-a constituit ființa. Așa cum unii se apucă de pictură, de bunăvoie, nu pentru că i-au dus părinții la lecții de desen și vor să-i facă pictură, așa cum unii se apucă de vioară, nu pentru că au făcut lecții de vioară, ci pentru că simt ei nevoia asta. E particularitatea fiecăruia și asta e și farmecul. Nu știm ce iese din noi până la urmă. Da, din mine n-ar fi putut să iasă, cred că, ceva mai bun decât direcția pe care mi-am ales-o de scriitor. Adică e lucru pe care îl fac cel mai bine. În domeniul literar, se cunoaște acest aspect al biografiei dumneavoastră de ieșean. Un pic ieșean, da. Exact. Povestiți-ne, vă rog, puțin, pentru cei care nu cunosc, cum ați ajuns la Iași? Care a fost episodul? Păi am ajuns la Iași pentru că soția mea este din Iași și atunci, la un moment dat, am ajuns să ne stabilim aici. Am stat o perioadă în Timișoara, după aceea am hotărât să ne mutăm în Iași. Și asta se întâmpla prin 1998, sfârșitul 1998.
Acum detalii aș putea să dau legate de ceea ce am făcut în Iași, dar important este faptul că m-am întâlnit cu cei de la ceea ce se numea deja Clubul 8, înainte de a exista chiar ca asociație culturală înregistrată oficial, pentru că am ajuns prin intermediu, cu sprijinul unui prieten de-al meu și scriitor de science fiction, Lucian Merișca, e foarte cunoscut în Iași, și el mi-a spus că ar exista o poziție la Radio Iași, la redacția culturală. Și m-a ajutat să intru în zona asta și cumva m-a îndrumat la început, pentru că nu făcusem radio. Eu eram doar specialist, să zicem, în literatură. O ultimă întrebare și aș dori, și v-aș ruga un răspuns concis, pentru că timpul ne presează. Dacă este corect că un scriitor bun trebuie să fie un observator bun al vieții sociale, al lumii înconjurătoare, și dacă acest lucru îl transformă într-un fel sau îl împinge mai mult să observe inclusiv viața politică, să scrie lucruri, analize în gazete, și dacă acest lucru îi deformează opțiunile sau îl așează într-o normalitate. Cred că e adevărat numai pentru un anumit tip de scriitor. Ține și de felul în care un autor își construiește proza și de specificul lui și de stilul lui. Nu cred că, de exemplu, Franz Kafka ar fi fost foarte interesat de realitatea politică din jur, dar ea a venit oricum peste el, realitatea socială, realitatea politică. Nici Matei Caragiale nu cred că era foarte interesat de realitatea politică, dar, pe de altă parte, autori ca, să zicem, Liviu Rebreanu, Camil Petrescu au fost interesați de asta și ea se vede în opera lor. Deci, lucrul ăsta este adevărat într-o măsură mai mică sau mai mare de la un scriitor la altul. Radu Pavel Gheon, vă mulțumim foarte mult pentru prezența dumneavoastră la Vocile Iașului, la Filit. Mulțumesc și eu pentru invitație. Interviu realizat cu scriitorul Radu Pavel Gheo la Festivalul Internațional de Literatură și Traducere de la Iași din perioada 23-27 octombrie. Am urmărit împreună scriitorul și scenaristul Florin Lăzărescu, coordonator de promovare la acest festival, se află alături de noi în continuare. Cum decurg pregătirile? Suntem pe final, pe finalul emisiunii. Cum decurg pregătirile pentru următoarea ediție? Cum deja spuneam, s-a deschis, în privința programului, s-a deschis o mulțime de discuții cu nume mari, atât din România, cât și din străinătate. Dar ne va fi mai ușor, pentru că încă ne va fi mai bugetul. Ușor, da, dar la nivel de principiu, plus că eu cred că am acumulat o experiență enormă de lucru și marea problemă pentru noi nu era neapărat că noi știm să ne facem treabă toți în domeniile care ne-am ocupat dintre coordonatori, eram pregătiți. Nu eram pregătiți, atât de bine pregătiți să luptăm, pentru că e vorba de banii Consiliului Județean, așa, cu bani publici. Deci am lămurit o mulțime de lucruri care se lămuresc foarte, foarte greu, da. Din fericire, știu că deja, și pot să spun asta, că a fost deja un audit și nu au fost probleme de ce am reușit, dar a fost o luptă enormă. Cred că jumătate din energia noastră s-a consumat în a pune lucrurile în ordine administrativ. Faptul că acest lucru s-a întâmplat și s-a făcut cu bine, va fi mai ușor la edițiile următoare? Da, sau da, vor fi nu știu, la fel, aceleași tipuri de lupte? Vă dau un exemplu concret. Ai 5 juriști și îți spun 5 păreri despre ce înseamnă un contract cu un autor. În anul următor, contractele cu autorii, ale tipizate, nu mai ai probleme cu asta. Adică modalitatea în care plătești autorul invitat. Deci sunt o mulțime de lucruri rezolvate deja de anul acesta. Un exemplu ar fi ăsta, administrativ, să zic așa. Experiența asta, adică, sau experiența, nu știu, de la promovare, din zona mea. Știu mult mai bine și mult mai rapid cum să rezolv cu colarea tramvaielor, să zic așa. Anul ăsta mi-a luat mult mai mult timp, pentru că am fost prima dată, deci am lucrat în promovare foarte mulți ani, niciodată m-am ocupat de colatul tramvaielor sau de benere stradale, când cultură, în general, nu prea au fost bani să faci așa ceva. Am ajuns la final. Florin Lăzărescu, mulțumim foarte mult pentru prezența dumneavoastră la emisiunea Vocile Iașului și am urmărit împreună aceste interviuri, unul cu scriitorul american David Van, celălalt cu scriitorul român Radu Pavel Gheo.
Adresa de e-mail a emisiunii noastre este vocileiasului@digi24.ro. Sunt Ovidiu Mihăiuc, vă dau întâlnire ca de obicei la Vocile Iașului de luni până vineri de la ora 19. Acum vă urez seară liniștită.